Salut lume, cu voi este Mihail Isaicu, bicepsul și papagala. Good, good. Și astăzi o să facem un shaker. Să vă arăt tot ce pun în el. Să-i dăm bătaie. Never too late. Deci, dragi prieteni, mă să întrebați ce folosesc încă o dată într-un shaker. Dar vă voi arăta ce folosesc în el, detaliat. Eu mereu pun în video repede, repede și vreau să-mi doresc să vedeți ce pun, așa că o să vă arăt detaliat ce pun în el. Să începem cu... Uitați-vă aici. Așa. Jumate de banană și un kiwi, între. Apoi merge lapte. Lapte o să folosim... Undeva 250 de mililitri. Apoi merge fulgi de ovăz. Fulgi de ovăz o să folosim undeva 100 de grame. Apoi o să margă niște... O secundă. Iată aici. Vă uitați aici. Sunt niște fructe. Fructe congelate. Ah. Folosim și undeva 100 de grame de fructe congelate. 70 și 100 așa aproximativ. Și deja o cupă de proteină, eu cum folosesc doar proteină, altceva nu folosesc nimic. Cam asta este ce pun eu în shaker, așa că uitați-vă și creșteți împreună cu mine. Apropiați de visul vostru, iar eu mă voi apropia de visul meu. Deci cum v-am zis, punem laptele, principalul că e pasteurizat. Vă vin să folosesc lapte de casă dacă aveți. Vreți că e mai folositor și mai bun de mai multe ori. Nu știu, mate, el are 500, noi punem 35, noi punem 250. Apoi punem... Urmează cupa de proteină. O cupă de proteină, la mine proteină este de la MyProtein, o firmă din Anglia. Voi folosi de care vedeți, impact voi proteină. Mai departe punem... Ovăzul. Ovăzul punem undeva 100. Pentru mine, pentru greutatea mea, mi se compune și voi cât doriți, 100 de grame. Apoi pune banana. Banana folosesc jumate, banana deoarece jumate mănâncă înainte cu casă și jumate după deoarece banana s-a scunțit la momentul dat, înainte putem să folosesc și o banană întreagă acum. Folosim doar câte jumate, deoarece sunt prea neaccesibile, sunt prea costisătoare. Jumate de banană și... Opa. Folosim asta și un kiwi. Kiwi nu prea folosesc, doar uneori, că n-am gust. Scotam un jumate, ca să fie mai ușor, să-l strice, blender. Așa. Și fructele congelate. Au cum puce. Undeva... Ajunge. Rămâne câteva zile. Cam asta. Cam așa ar arăta un shaker de meu, la momentul actual. Deja puteți să faceți schimbări. Eu acum fac așa deoarece nu-i, când o să fie fructe deja la mine în grădină. Deci nu o să folosim banane, să folosim altceva, așa mai bun. În loc de banane puteți să folosiți, trebuie ceva să fie dulce, când îmi bea după proteine. Carbohidrați, nu știu, numai nu zahăr, nu folosiți zahăr, nu e bună țara. Poți să puneți miere dacă doriți. Deci, am pus parte totul. Dacă am pus totul, punem chipiul. Și... Let's go, să creștem împreună cu voi. You learned your lesson. Now you learned your lesson.
Cam asta e tot, dragi prieteni. Ați văzut ce am pus, acesta o să fie video de astăzi. Dacă aveți ceva întrebări, puteți să mi le dați în comentarii, o să vă răspund. Dacă mai doriți ceva să vedeți, o să fac deja video cu ce doriți să vedeți. Ceva întrebări dați. Și nu uitați să dați un like, dacă nu mie, să dați un like la Shaker, acest că este foarte bun, eu deja știu. Să scrieți un comentariu, dacă v-a fost interesant ce fac eu, puteți să scrieți și voi cum faceți Shaker-urile voi. Și deja să vă abonați la canal, căci ne așteaptă un viitor foarte frumos și interesant. Doar împreună cu voi, cât mai mult să fie, cât mai interesante o să fie și videourile și cât mai tare o să crește. Cu voi a fost Mihail Cycle, ne vedem data viitoare. Salut!